Leu, interesant fenomenul de lună nouă care are loc în primul semn de pământ. El se realizează pe o casă profesională, pe casa 10, casa Capricornului, alături de Uranus, ceea ce înseamnă că leii nu sunt foarte hotărâți cam care este exact profilul profesional care li se potrivește cel mai bine. S-ar putea să vedem nativi leu care au tot felul de fluctuații în luarea deciziilor în zona aceasta socio-profesională. Practic, putem spune, fără a greși, că nativii leu își creează în această perioadă o nouă identitate profesională, socioprofesională și va fi o identitate foarte interesantă, pentru că nici ei nu știu unde vor ajunge, nici măcar nu știu exact de unde au plecat, pentru că sunt foarte combativi, foarte inventivi, foarte dornici de creativitate, parcă nu mai au energie să pluseze pe zona pe care au construit până acum. Pe de alta parte, îi sfătuim să țină totuși cont de aspectul și marcajul saturnian karmic, care ne învață pe toți, nu numai pe lei, să nu depunem efort și să nu ne să nu riscăm profesional în zone în care nu suntem totuși buni specialiști și bine pregătiți. Deci bine ar fi totuși să ne menținem pe o linie pe care suntem bine priviți, suntem buni specialiști pe zona pe care am muncit până acum. Deci, pentru nativii leu, sfatul este să se mențină, spuneam, pe o zonă în care ei sunt bine pregătiți, acolo unde este pregătirea lor de bază, dar să vină cu elemente de creativitate care pot fi chiar de-a dreptul șocante pentru anturaj, pentru că, spuneam, Uranus este în casa 10, o casă profesională, ei vor avea idei destul de trăznite în perioada imediat următoare, pe care poate nu toată lumea le va îmbrățișa, dar cu siguranță ele sunt binevenite, pentru că acesta este și scopul, să fie creativ, și dintr-o creativitate urmează alt moment creativ și așa mai departe, și până la urmă vor ajunge într-un punct pe care nu au cum să-l intuiască în acest moment, pentru că știm că Uranus nu este precum Saturn, să știi de unde pleci și să știi exact unde ajungi. Uranus știe doar de unde pleacă, dar nu știe unde vei ajunge. Deci s-ar putea să vrei să ai un anumit gen de profesie anul acesta și peste 7 ani, când va ieși Uranus din Taur, respectiv din această casă profesională pentru nativii leu, să se găsească în cu totul alt punct. Discuții edificatoare și cu oamenii de care depind din punct de vedere profesional, proiecte interesante, nativii leu se pot găsi ajutor în zona profesională și ei la rândul lor se pot implica acolo, îi pot ajuta pe cei din jur. Cum vezi săptămâna viitoare, Cristina, Mai este pentru una dintre cele mai benefice pentru lei, cele mai benefice luni din 2019 pentru avansarea profesională, deci noutatea poate să vină chiar, nu chiar în această lună nouă, chiar 10 zile după luna nouă, în care va trebui să arate Universului că sunt deschiși la oferte de carieră, în care pot planifica acum, și încurajează foarte mult Universul să caute ceva nou. Deci dacă se află, mai ales pentru că lei acum se află într-o perioadă de răsplată enormă, astfel încât un nou loc de muncă ar trebui să fie un pas într-o direcție bună, mai ales că învață ceva nou. Luna nouă este acum influențată de energia lui Neptun și știm că Neptun guvernează foarte mult artele, deci poate să fie ceva foarte creativ. Dacă lei lucrează, mai ales în domeniul artelor sau nu, poate să aibă idei foarte creative. Deci energia lui Saturn și Pluton în această lună nouă le sugerează că direcția pe care o vor lua în carieră le va oferi un sentiment de siguranță, pentru că este energia lui Saturn, și poate le oferă și un foarte bun loc de muncă. Deci, de asemenea, va ajuta să învețe noi abilități într-un nou domeniu profesional, mai ales Jupiter și Mercur vor fi într-o bună sincronicitate și poate vor fi mulțumiți de banii care primesc, mai ales că Pluto este o planetă financiară și cu luna aceasta nouă în casa 10 de realizări, este prima dată și singura dată în 2019 când se întâmplă acest lucru pentru lei. Deci este bine ca lei să acționeze aceste 10 zile după luna nouă, pentru că toate lunile noi sunt puternice în momentul în care apar, dar încet, încet își pierd puterea. Deci 10 zile mai târziu, cu 4 zile înainte de lună plină, pe 18 mai, toată energia de lună nouă va fi consumată și luna plină le va oferi atunci roadele pentru ce au început în această lună nouă. Deci este foarte important acum să acționeze și mai ales ca un sprijin solid din partea energiei lui Saturn, care le oferă siguranță pe termen lung, și Pluto, care este o planetă financiară. Deci ambele sunt în casa lor de proiecte de lucru și munca lor va fi recunoscută și recompensată. Deci poate să câștige o sumă foarte bună de bani
mai ales acum cu luna nouă și Mercur se află în berbec, într-un semn antreprenorial, cum ai spus, un semn de nou începuturi, Marte în gemeni și Mercur în berbec le oferă o energie foarte puternică pentru lei. Este posibil că un prieten să aibă un rol foarte important în cariera lor și să le deschidă drumurile pentru o nouă carieră. Nu mai este o altă zi importantă când Venus și Jupiter au o energie foarte, foarte bună care susține în casa 10-a. Este în sectorul lor creativ Jupiter acum și îi ajută foarte mult în carieră. Este o zi în care cariera poate să fie minunată. Și 13 mai, soarele conducătorul lor este un minunat cu Pluto. Deci această zi în care se întâlnesc cu o persoană, probabil cu o persoană de o mare importanță, știm că Pluto are de-a face și cu persoane cu autoritate și va face o impresie foarte plăcută dacă vor să ofere un proiect. Este una dintre cele mai bune luni pentru lei. Și ajută foarte mult. Marte în Gemeni va energiza 11-a casă de prietenie. Deci până la jumătatea lunii mai, până pe 15 mai, este foarte benefic să socializeze. Și Venus le dă energia de iubire. Pot lua și hotărâri socioprofesionale. Pot lua foarte hotărâri foarte bune. Deci sunt influențați de foarte multe planete, dar contează foarte mult și acțiunea leilor în prima parte a lunii mai. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Fecioară un sfat important. Ei se găsesc pe un nod karmic, deoarece Neptun, am tot spus, se află în semn opus. Fenomenul de lună nouă vine și el cu anumite marcaje interesante într-un semn prieten, practic în primul semn de pământ, ei fiind al doilea semn de pământ, pe o casă a cunoașterii. Fecioarele ar trebui să iau o hotărâre decisivă, o hotărâre importantă legată de cunoaștere, legată de profilul lor profilul lor spiritual. Ei trebuie să fie foarte prudenți, pentru că atunci când ne aflăm pe un nod karmic, prudența este mama înțelepciunii. Ca atare, nu sunt încurajate deciziile pripite, nu este încurajată nicio formă de revoltă sau de recalcitranță, de nemulțumire. Ei trebuie să devină, nativ fecioară, trebuie să devină conștienți cum pot evolua și care sunt elementele în care stagnează. S-ar putea să fie elemente de desăvârșire spirituală care nu înseamnă stagnare, s-ar putea să fie elemente pe care ei le consideră constructive, care să fie destructive și așa mai departe. Deci ei trebuie să înțeleagă corect ce se întâmplă acest moment de lună nouă. Se rezolvă, spuneam, elemente karmice într-un timp real. Poate apărea și o oarecare revoluție, sigur că da, pentru că atunci când sunt zgândărite anumite lucruri, situația poate părea mult mai gravă decât este în realitate. După ce vor face primul pas într-o anumită direcție, ei s-ar putea să aibă imaginea pasului următor. Deci sfatul nostru, spuneam, este să nu se pripească, pentru că ei nu pot avea toată imaginea de ansamblu a unei probleme înainte de a începe să facă, spuneam, pași mici. Deci pot avea imaginea pasului următor, spuneam, după ce fac primul pas. Deci ei ar trebui să fie atenți asupra primului pas pe care l-au de făcut în orice direcție. Au neapărat nevoie, nativ fecioară, de un angajament spiritual de unde ei să-și culeagă, să-și ia puterea, indiferent în ce domeniu este acest angajament spiritual. Îi sfătuim să lupte cu adevărat, în primul rând, pentru a-și obține liniște sufletească, pentru a se simți fericiți, după care lucrurile de natură concretă se vor rezolva. Neptun spune așa în semn opus pentru nativ fecioară: până nu o să fiți liniștiți sufletește și nu o să vă găsiți liniștea interioară și raportarea la Dumnezeu cu adevărat, orice s-ar întâmpla în natură concretă nu vă va aduce fericire. Chiar și dacă, nu știu, s-ar îmbogăți peste noapte sau ar avea tot ce-și doresc, liniștea și raportarea la planul divin este esențială în această perioadă. Exact cum se spune, în această perioadă, puterea omului spiritual din nativii fecioară sporește, iar acelui material se șubrezește, exact așa cum este și proverbul. Revenim după publicitate cu nativii fecioară. Am revenit, să mergem mai departe, Cristina, să vedem care sunt, vorbeam despre aspectele nativilor fecioară. Iată, momentul acesta, nodul acesta karmic foarte, foarte relevant,
pe care ei trebuie să-l trateze cu multă înțelepciune. Este un moment, poate oamenilor li se pare puțin lucru atunci când noi le vorbim despre înțelepciune și despre faptul că trebuie să fie atenți la aspectele morale sau la aspectele acestea de natură spirituală. Din păcate sau din fericire însă sunt elemente mult mai importante câteodată decât orice decizie pe care ar putea să o ia în plan concret. Ca atare, perioada se anunță minunată dacă se înțeleg aceste mesaje. O concluzie pentru ei. Deci luna nouă le oferă multe opțiuni și chiar de a face călătorie, pentru că va fi, că mai ales călătorie poate să fie spontană, pentru că este energia lui Uranus, care niciodată nu știe ce aduce până în ultimul moment. Deci s-ar putea să călătorească pentru afaceri, s-ar putea chiar să câștige din afaceri, pentru că este energia lui Pluto, ca planetă financiară majoră, ideal cu Soarele și luna nouă, este și energia lui Saturn, care le oferă stabilitate. Dar se pare că toată energia din prima luna lunii mai pentru Fecioare se concentrează pe carieră, pentru că au și Marte în casa 10-a de renume, care îndeamnă și nu au avut pe Marte în această parte a graficului lor de 2 ani de zile, deci îndeamnă și în carieră. Pe 8 mai Mercur va fi într-o conjuncție cu Uranus, iar această zi energiile la nivel mental vor fi foarte puternice, exact cum ai spus tu, să se gândească pozitiv, să fie creativ, pentru că le aduc foarte multe gânduri și energie, poate nu o să știe de unde să înceapă, deși Marte îi ajută foarte mult în carieră, poate nu o să știe de unde să înceapă, poate nu să aibă pacea sufletească, să înceapă să se concentreze pe carieră sau să înceapă o nouă carieră. Multe fecioare se concentrează acum și asupra caselor lor. Au așteptat 12 ani pentru a avea aceste aspecte spectaculoase de a îmbunătăți locul în care sunt. Până în iunie este posibil să cumpere, să vândă, să împrospeteze locul în care locuiesc, să remodeleze locul. Și este important pentru fecioare să găsească un obiectiv pe 9 mai, pentru că este una dintre cele mai benefice zile. Aceste 9 mai este energia lui Jupiter, care le oferă rezultatele care doresc și este bine să cumpere ceva pentru casă. Este prima dată când Marte este în această parte a diagramei și îi ajută foarte mult. Marte și Venus îi susțin pe 14 mai, este o zi foarte bună pentru ei și o lună nouă le oferă fecioarelor un nou început. Și mai ales luna nouă din 3 iunie va fi foarte bună pentru fecioară, dar noi știm că la orice lună nouă când nu acționăm, practic ne influențează viitorul foarte mult. Deci chiar dacă luna nouă din fecioară pe 3 iunie va fi bună, această lună nouă îndeamnă să facă schimbări. Pe 8 mai Mercur este în sincronicitate cu Uranus și pot avea vești neașteptate, da. Poate de la un client, o prietenă sau o rudă îndepărtată. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Balanță, o perioadă deosebit de interesantă, acum cu Venus și cu Mercur în semn opus. Putem vorbi despre faptul că aceștia atrag atenția prin lucrurile magnetice pe care le fac. Sunt puternic ajutați de Jupiter aflat pe casă a treia pentru ei, în sensul că pot relaționa cu oameni care le sunt de ajutor, marele benefic vine cu ajutor din casa relațiilor. Deci vom vedea foarte mulți nativ Balanță. Am tot spus că nativii Balanță sunt deosebit de preocupați de zona domestică, să se mute cu casa, să-și reamenajeze casa, să-și cumpere o casă, să investească în domeniul imobiliar. Foarte bună perioada, mai ales pentru nativii Balanță care lucrează în domeniul imobiliar sau cei care pur și simplu au un soi de destin în care se mută de colo-col. Deci este o perioadă favorabilă. Jupiter, planeta norocului, pe casa a treia, spuneam, le aduce în prim plan oameni care pur și simplu, prin natura lor, sunt predestinați sau destinați să îi ajute. Practic, la orice negociere, nativul Balanță va ieși în avantaj în această perioadă. Asta ne însemnând că nu mai există probleme deloc. Ei simt această forță de a construi, de a relaționa, de a interacționa cu oameni care îi pot ajuta. Sunt lucruri care vin către ei în mare, cu mare putere. Mai mult decât atât, fenomenul de lună nouă îi ajută într-un mod destul de interesant, deoarece are loc pe casa 8-a, ei practic s-ar putea să se exprime într-un mod unic în plan financiar. Ei simt că este forța acolo, că ar putea demara, că ar putea începe ceva nou în plan financiar, dar încă nu pot apuca ideea. Este ca o idee care se învârtește în capul tău, dar încă nu poți să pui mâna pe ea. Deci nu este bine să fie prea temperați, nu este bine să se simtă prea confortabil în această perioadă, pentru că ei au această șansă deosebită de a face ceva, de a iniția ceva, de a-și fructifica norocul prin acțiuni de perspectivă. Provocarea vine. Vine către nativii Balanței, ei trebuie să nu se dea la o parte, vin și idei noi.
Este momentul reinventării pentru ei, este un moment în care se pot asocia cu oameni cu putere financiară majoră. Nu este neapărat un moment de mare neprevăzut pentru nativii balanță, dar în plan financiar pot fi tot felul de afaceri, acțiuni în care intră, pe care nu le pot controla, spuneam, de la bun început, dar care pot fi foarte fructuoase în timp. Din punct de vedere personal, nativii balanță sunt într-o perioadă destul de propice, o perioadă care vine cu lucruri constructive pe care le pot face alături de partenerul de viață. Aceste balanțele au energie foarte bună în finanțe, deci dacă ei doresc un împrumut sau o ipotecă, mă gândesc că luna nouă este acum în casa 8-a banilor altor oameni, ar fi înțelept să facă acest lucru, adică să facă toate procesele, hârtiile de demarare unui împrumut după luna nouă, care este în Taur, și această parte a graficului lor are mult de-a face cu investiții, cu banii care sunt împărțiți cu soția, cu soțul, cu credite ipotecare. Deci dacă obțin un împrumut, pot îmbunătăți casă. Deci toată atenția lor este să cumpere, să închirieze, să facă reparații în casa lor, mai ales că au nevoie de finanțe, probabil, să facă toate aceste lucruri. Luna nouă deschide multe posibilități cu aspecte noi și toate au foarte multă puternică energetică de aceste 10 zile după luna nouă. Deci atenția lor va fi în casa 8-a, unde și energia lui Pluto este foarte puternică. Două săptămâni mai târziu este lună plină în Scorpion, plus sau minus 4 zile, se concentrează de asemenea tot pe finanțe. Deși luna nouă pe care am discutat-o și e discutat-o este clar foarte favorabilă, dar și luna plină cu atât mai mult. Au și Saturn și Pluto, care influențează luna plină. Deci este foarte important pentru balanțe să știe ce dorești și dacă vor să facă acest pas, să îmbunătățească aceste aspecte, dar despre care au nevoie de un credit, pentru că vorbim de casa 8 banii la altor oameni, au și energia lui Pluto în Capricorn, un semn financiar foarte important. Pluto este o planetă financiară, deci au foarte multe șanse să le obțină, dar poate nu au curajul să o facă. Romantică, iar vă ajută foarte mult cu Venus în Berbec, Marte în casa noua lor de călătorie. Deci Marte este și va continua să fie în Gemeni, în aer, că semn de aer ca balanța, din 30 martie până pe 15 mai și guvernează partea vieților, călătorii, distanțe. Deci poate nu sunt focusați în inima lor, cum ai spus, vor să facă toate aceste schimbări. Universul îi susține cu toate această lună nouă care este în casa 8-a și care va fi influențată și luna plină de pe 18 mai să facă schimbări legate de mediul în care trăiesc. Deși 11 mai, soarele Saturn sunt într-o sincronizare perfectă și are multe legături cu prietenii, pentru care pot face noi cumpărături pentru casa lor. Saturn și Pluto sunt două planete foarte financiare care îi ajută și susțin foarte mult acum pe termen lung. Plus și Neptun, planeta de inspirație, ajută să decide să gestioneze mai bine finanțele, indiferent de planurile pe care le aleg să le facă. Și de asemenea, importantă, mare atenție, pot veni și situații ușor conflictuale către ei, mare atenție cum le gestionează, nu trebuie să-și ia energia pe care trebuie să o folosească pentru lucrurile constructive și să o ducă acolo unde, să spunem, este o situație de, nu știu, conflictuală și așa mai departe. Deci ar trebui să se gândească că este o perioadă în care, și este valabil pentru toată lumea, dar mai ales pentru nativii balanță, în care trebuie să fim foarte constructivi și să luăm energia de acolo de unde ea nu este atât de constructivă. Spre exemplu, nu știu, te cerți cu cineva și două ore discuți numai despre cearta respectivă. Este o energie, sigur, pe care o cheltui acolo, o folosești acolo, de fapt o arunci până la urmă, și să o folosească pe ceva constructiv. Spre exemplu, în acele două ore în care se ceartă, ar putea să folosească timpul respectiv constructiv să, nu știu, să învețe ceva, să citească ceva, să ajute pe cineva, să, nu știu, să facă o activitate care cu adevărat să aibă o vibrație înaltă. Deci trebuie să se raporteze la un sistem corect de valori. Pentru nativii balanță, așa cum spuneam, nativii fecioară, că ei trebuie să fie, să aibă profilul acesta de raportare la divinitate, să se simtă protejat, să nu se simtă năpăstuiți și așa mai departe, la nativii balanță este foarte important să se raporteze la un sistem corect de valori. Ei au această necesitate, fiind o zodia concilierii, să se înțeleagă foarte bine cu cei din jur. Deci îi sfătuim pe nativii balanță să intre doar în acele concilieri, doar în acele asocieri
fier, cu oameni cu care chiar se înțeleg bine, cu oameni cu care pot face o partidă, adică, nu știu, pe termen lung, cu pe termen lung, exact, să fie o colaborare. Se cam văd în perioada aceasta de transparență neptuniană oamenii cu care putem să avem colaborare și cei care sunt inadverți cu noi. Te enervează până la urmă și un simplu gest sau o simplă mimică la o persoană cu care tu nu ai compatibilitate. Persoanele cu care avem compatibilitate, imediat se vede după cum se leagă relația în sine. Deci, esențial este să anuleze conflictele și situațiile, polemica, tot ce înseamnă lucruri care vin către ei într-un mod nearmonios. Ei trebuie să-și înțeleagă cu adevărat natura. Am spus că toate zodiile în această perioadă trebuie să-și definească cu adevărat natura. Dacă ești balanță sau tipar de balanță, tu ai o natură non-conflictuală, o natură armonioasă, venusiană. Nu ai cum să te înțelegi bine în asociere cu oameni conflictuali sau care îți provoacă conflictul. Spre exemplu, o femeie balanță se întâlnește cu o prietenă care îi spune: astăzi nu arăți atât de bine. Este clar că nu este ceva armonios, pentru că îi aduce în momentul respectiv ceva agresiv, ceva care nu îi priește. Da? Deci, sau cu o persoană cu care vrea să facă o afacere, un nativ balanță, și persoana respectivă aduce numai conflicte, numai pretenții, numai reproșuri, numai nemulțumire. Deci, nativilor balanță le recomandăm oameni armonioși, pentru că aceasta este natura care li se potrivește cu adevărat. De asemenea, este o perioadă în care pot accepta un ajutor financiar care poate veni chiar dintr-o zonă nesperată, pentru că casa 8-a este deosebit de activă în această perioadă, casa banilor veniți. Cu atâta planete grele. Exact, da. Acolo este foarte important, acolo are loc pentru balanțe și fenomenul acesta de luna nouă. Deci ei au tendința de a accesa în zona aceasta financiară totul la un nivel foarte inedit, la un nivel foarte interesant. Iar planul emoțional se rezolvă și se reglează de la sine, pentru că atunci când ei și-au găsit liniștea sufletească, toți cei din jur vor fi mulțumiți. Este o perioadă favorabilă din punct de vedere emoțional pentru nativii balanță, în care pot construi foarte mult, ba chiar își pot mări familia, pot deveni părinți, să spunem, să ia legătura cu rude îndepărtate pe care nu le-au văzut de mult timp. Este o perioadă bună și total supusă transformării pe zona aceasta domestică. Revenim după publicitate cu nativii Scorpion. Revenit, vorbeam despre nativii Scorpion, spuneam că sunt oarecum inaccesibili sfaturilor și este o perioadă în care scorpionii se pliază fantastic pe răsturnări de orice fel de situație, în loc să-i se simt expuși practic și expuși într-o zonă a binelui, atunci când observă că ceva nu este așa cum și-au dorit, în loc să fie devitalizați așa cum de obicei se cam simte oricine, scorpionii parcă renasc atunci când cineva spune, nu știu, le spune că nu mai iese ceva așa cum și-au propus, sau că un anumit proiect este dat peste cap și trebuie luat de la capăt, sau că cineva s-a răzgândit și nu mai face o afacere cu ei. Deci, atât nativii Scorpion, practic, și în această perioadă, ca și de obicei, renasc din ceea ce nu mai este așa cum s-a promis inițial. Nu prea sunt atât de dispuși să asculte de ceilalți, pentru că știu destul de bine cam ceea ce au de făcut. Multe oportunități financiare, foarte norocoși în perioada imediat următoare, vin către ei persoane cu multe propuneri, persoane care își doresc să le fie colaborator sau partener de afaceri. Putem vedea și Scorpion care riscă totul pe zona financiară fără să se teamă de consecințe. De asemenea, dacă, să spunem, o anumită zi este presărată cu incidente, ei au capacitatea ca a doua zi să revină în forță și să rezolve toate acele incidente cu energie de nedescris, chiar dacă poate există un moment de 5 minute sau de 5 ore în care sunt puțin, să spunem, mai abătuți. Este în interesul celorlalți să se afle în prezența nativilor Scorpion, pentru că ei nu abandonează lucrurile care aparent îi trag înapoi sau care vin să-i răscolească, ci dimpotrivă chiar vor fi foarte motivați să insiste chiar pe zona respectivă. Nativii Scorpion nu, spuneam că
Scorpionul este singura zodie care renaște din conflict și singura zodie care, într-un context în care tu ai o cumpănă, o criză de viață și de moarte, el renaște și te și ajută, nici de cum nu se simte speriat și așa mai departe. Deci, la nivel profund, ei trebuie să analizeze săptămâna următoare toate oportunitățile care vin către ei, pentru că sunt oportunități în adevăratul sens al cuvântului și au foarte multe lucruri de câștigat dacă vor fi atenți la detalii. Luna nu este foarte importantă pentru Scorpion, pentru că luna plină din 18 mai va fi în Scorpion. Deci tot ce fac ei acum și inițiază cu luna nouă va ajuta foarte iar, mult. Luna nouă luna plină. Însemnă opusă Taurului, care îi ajută foarte mult. Deci este în casa șaptea căsniciei, parteneriatului. Deci este o lună ideală pentru a se angaja în afaceri sau poate pot fi că Scorpion care este căsătoresc, de ce nu? Dar mai ales cu energia lui Pluto și Marte în această lună nouă, Pluto care este energie de transformare și renoire, îi încurajează să unească forțele, fie în aspectul personal, în viața personală, fie în parteneriate. Pluto este în prezent în Capricorn, în casa a treia, de acorduri contractuale. Deci această lună nouă încurajează puternic la formarea unui parteneriat în afaceri sau în viața personală, plus Saturn, care este planeta de un angajament serios, îi invită și îi ajută foarte mult cu energia sa, mai ales că orbitează aproape de Pluto la 3 grade, le adaugă foarte mult o binecuvântare în longevitate. Deci orice contract care îl face acum poate să fie de lungă durată. Mai ales Neptun este în poziție ideală, care îi ajută foarte mult în inspirație, în arte, în creativitate. Deci este un moment foarte bun. Mai ales Mercur și Jupiter sunt în sincronicitate chiar în această lună nouă. Iar când vorbim de contracte și parteneriate, este important energia puternică a lui Mercur, pentru că dacă este favorabilă, mai ales energia lui Mercur, care are de-a face mult cu contractele și guvernează contractele, Mercur este deosebit de bine poziționat pentru în această lună nouă. Dar este foarte important pentru ei să acționeze. Și mai ales să acționeze în obiective de parteneriat. Și Jupiter este un aspect foarte frumos cu Mercur, benefic în prosperitate și în noroc cu parteneriatul pe care îl vor face acum. Deci dacă sunt căsătoriți, pot vorbi despre o reînnoire a forțelor, să rea totul de la capăt, să renască într-un fel ca parteneriat, dacă nu pot să întâlnească acea persoană cu care chiar să se căsătorească. Și 9 mai este o zi foarte bună și 11 mai Soarele și Saturn sunt în Taur, într-un trigon de 120 de grade, foarte remarcabil. Un aspect foarte armonios pe care rar poate să-l vadă. Și 13 mai este conducătorul Pluto și energia Soarelui, care susține foarte mult în afaceri. Deci iată câte aspecte spectaculoase pentru un nou început pentru luna aceasta, luna mai, mai ales Venus este în Berbec până pe 15 mai. Se va muta în Taur, în sectorul lor de căsătorie și parteneriat. Și Scorpionii au foarte frumoase aspecte în această lună. Așa este, este o lună puternică care și toată săptămâna următoare care va avea un impact interesant, pentru că orice blocaj, orice conflict, orice incident are o conotație karmică pentru Scorpion. Nu că ar exista aceste momente, dar dacă ar exista, iar dacă sunt momente de liniște și de, să spunem, momente din acestea binecuvântate, Scorpionii vor ști cu adevărat să profite și să marele lor atu în această perioadă foarte plăcut. Perioada aceasta neptuniană, o să observați că îi ajută incredibil pe oamenii care știu să fie generoși și altruiști, fără să-și pună atâtea probleme. Cei care rămân ermetici, egoiști, doar pentru ei și pentru confortul lor material, vor avea de suferit chiar dacă pe moment lor li se pare că lucrurile sunt în regulă. Este o perioadă care revine cu foarte puternice penitențe și cu foarte puternice corijări pentru cei care trăiesc doar pentru confortul lor și care sunt surzi la problemele celorlalți. Mare atenție în zona aceasta. Nu trebuie să fim nici prea lacomi, nici prea ermetici, pentru că la un moment dat s-ar putea să existe pedepse de tot felul, fie pierderi financiare, fie boli, fie un soi de neliniște și angoasă pe care nu știi să ți-o explici. Mare pericol pentru cei centrați pe propria persoană. Pentru Scorpioni, în schimb, pentru că ei sunt una dintre zodiile cele mai receptive la problemele celorlalți în această perioadă, este și un lucru nobil pe care îl fac. Este un moment interesant de intensificare a factorului de noroc. Mergem mai departe să vedem pentru nativii săgetători și ei foarte frumos aspectați de acest Jupiter în al treilea decan pe zona de